Victor Ponta a ajuns în punctul în care poate să se facă simpatic. Trebuie doar să dea de înțeles că a pus și el umărul la dosarele lui Dragnea, că i-a ajutat și el cu ceva pe procurori. Dar e greu pentru că nu vrea să pară nici turnător, iar fața aia de tocilar părâcios nu-l ajută deloc. Serios acum, Ponta pare atât de părâcios încât n-ar fi avut loc în nicio mafie. Plus că nu pare genul de om care să respecte o merta. Ar fi zis, ce mă, de-aia am intrat eu în mafie ca să respect legea? Când ești citat ca martor, nu poți să invoci dreptul la tăcere, numai inculpat are acest drept. Trebuie să spui adevărul, dacă nu spui adevărul, este o infracțiune. Uite, cu ocazia asta aflăm și noi ceva util. Deci asta e soluția ca să-l faci pe unul din politică să spună adevărul. Îi zici că e martor. În timpul unei conferințe de presă îi pui o întrebare și când vezi că începe să abereze, îi zici o chestie de genul: bine, am înțeles, ăsta e răspunsul dumneavoastră ca premier. Dar ca martor, ce ați spune? Chiar o să măriți salariile cu 25% sau o să găsiți un artificiu birocratic să nu dați niciun ban în plus? Pe mine nu m-a întrebat dacă textul mi-a lucrat mai sau nu, că nu știu. Dar am fost întrebat dacă am fost alat cu Belina invitat de Dragnea. Dar și am spus adevărul, eu nu mint nici pentru Dragnea, pentru nimeni. Și niciunul n-am mințit, nici Grindeanu, nici Teodorov, logic. Acum, prost să fie ăla care îl mai invită pe Victor Ponta undeva. Parcă-l văd pe Dragnea când îl invita pe Ponta la Belina. Băi, Victoraș, te duc într-un loc super, super secret, dar să nu mai spui la nimeni, bine? Bă, mai ales lui Codruța, Victore. La care Ponta: mă, Liviule, mă, nu spun nimic, ai înnebunit? Așa mă știi tu pe mine? Mă jignești, zău? Eu chiar știu să păstrez un secret? Păi m-a rugat ieri Grindeanu să nu spun nimănui că fumează în birou și mi-am ținut gura. De acum, cine îl mai invită pe Ponta undeva trebuie să fie super blindat cu acte care arată că locul ăla e al lui. Nu mai poți să-l duci așa, bă, pe o proprietate aflată în litigiu sau cu un statut incert. Grijă mare! Când ești citat ca martor, dacă nu te duci, ești luat cu mandat. Și atunci de ce suntem ciripitori? Știți că limbajul ăsta, eu am fost procuror, ăsta e limbaj mafios. În grupurile astea de crimă organizată, dacă ești chemat ca martor și te duci la poliție, înseamnă că ești ciripitor. Aici are dreptate. N-are cum să fie ciripitor. Păi ori e pisic, ori ciripește. Înțeleg, îl acuzi pe Ponta, dar trebuie să fii consecvent și din punct de vedere zoologic. Nu poți să-l compari cu jumătate din regnul animal și să vrei pe urmă ca lumea să te creadă. Deci să ne înțelegem, am eunat, n-a ciripit.